Acum o să știm ce facem cu timpul nostru și mai ales cu banii noștri. Mulțumim frumos pentru provocare. În primul rând, vă mulțumim vouă pentru rezistența la aceste provocări și îmi dau seama că din sală, în momentul în care stai pe scaun, vin povești unul după poveștile sau, în fine, invitații unul după ceilalt, după celălalt și vin și întrebările provocatoare pentru noi. Până când ne apropiem de momentul final al acestei conferințe, dacă îmi dați voie, vă mai provoc și eu fix jumătate de minut la un exercițiu cu natură fizică, nu de altceva, dacă să ne pregătim pentru momentul de final și o să vă rog să vă ridicați un pic în picioare. Promit să nu fie dureros, să fie ușor, pentru că este final de zi, aproape final de zi, încă nu suntem acolo. E un exercițiu foarte simplu și care ține cumva de depășirea unor limite, fie ele și de natură fizică, și o să vă rog să vă relaxați un pic, să întindeți brațele, să faceți un pic de spațiu între voi, atâta cât se poate între scaune. Excelent, mulțumesc mult, mult, mult de tot că vă lăsați parte din joc. Și jocul e foarte simplu, are două etape. Prima etapă este să vă rog să ridicați mâna stângă, cred că e asta, da? Cu degetul arătător în față. Și pe tot parcursul jocului, 30 de secunde, să nu mișcați picioarele din podea, e important. Vă puteți mișca doar din șold, uite așa și putem dansa. Sperăm că asta pe cameră nu apare. Și o să vă rog să vă răsuciți spre stânga cât permite trunchiul vostru și să fixați un punct în reper indicat de degetul vostru. Preferabil nu chiar pe cămașa unei domnișoare din spatele vostru, dar undeva cât să puteți urmări acel punct. L-ați fixat? Îl puteți reține? Mulțumesc, vă rog să reveniți în poziția inițială. Sper că ați fixat punctul respectiv, îl aveți în minte. Acum, exercițiul ăsta are două variante. Există și varianta mai spirituală, în care închidem ochii și ne imaginăm cum depășim punctul, dar nu o să facem pe asta, să nu adormim. O să vă rog doar 5 secunde de liniște și încercăm în minte să ne imaginăm cum depășim acel punct. 5, 4, 3, 2, 1. Mulțumesc frumos! Exact aceeași mână, exact același deget, vă rog să vă întoarceți în aceeași parte ca prima tură și să vă întoarceți, și să vă întoarceți. Și să vă întoarceți. Așa, v-ați întors? Bine, mulțumesc frumos, vă rog să reveniți la loc și să luați loc. Și înainte de a invita în scenă alături de noi pentru ultimul moment, am o curiozitate. Mâna sus, cine la a doua întoarcere a depășit punctul versus prima întoarcere? Ia cătă vreo 70-80% din sală, mulțumesc frumos, mesajul de aici mai departe, sper că îl preluați singur, nu e doar cât ne lasă spatele,